Noi suntem bărbați educați, capabili să combinăm ceea ce observăm cu ce am citit în scrierile antice. Așadar am chipzuit bine înainte să plecăm în urmărirea stelei. Știam că dacă aceasta era steaua despre care studiasem, ea ne va duce la un copil care este ales, Mesia. Eram așa de preocupați de împlinirea scrierilor profetice, încât nu ne-am dat seama că ceva se întâmpla în inimile noastre. Cu multe ore înainte să ajungem la acel staul, am început să simțim puterea nemaipomenită a ceea ce urma să se întâmple. Steaua ne invita să ieșim din țara noastră, ne-a condus la el și în prezența lui, toată înțelepciunea noastră părea atât de nesemnificativă. Bogățiile noastre fără de valoare, darurile noastre nepotrivite. Dar ne-am aruncat cu fața la pământ, ne-am deschis vistierile și am dat darurile noastre și pe noi înșine. Știam că ne închinăm în fața Împăratului, a Dumnezeului Celui Viu. Să-i mântuiești, dar ai tăi, Doamne, nu.